Dragilor, ce mai faceți bine? V-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Miți Deschise. Astăzi alături de noi este Otilia Mantelers, psiholog, specialist în parenting și vom vorbi pe marginea cărții Cartea Familiei, care merită mai mult, a doctorului Șefali Țabariu, o carte publicată în colecția Parenting a Editurii Herald. Am vorbit despre această carte mult în această primăvară, dar întotdeauna este o bucurie imensă să o avem alături de noi pe Otilia Mandel să discutăm despre parenting și m-am gândit să începem discuția noastră alegând un capitol sau poate mai multe, vedem cum ne, ne ajută și timpul. Din această frumoasă carte pe care vă o recomandăm cu mare drag, Cartea Familiei care Merită Mai mult. Și mă gândeam la al doilea mit pe care îl prezintă șefalița Bari în această carte, pentru că ea are așa o soi de enumerare a mai multor mituri, sunt vreo 10 mituri cel puțin, și mi-a atras atenția cel de-al doilea mit, și anume, un copil de succes are cele mai bune rezultate. Trendul de a fi cel mai bun apare peste tot. Ce facem cu părinții care, să spunem că își doresc să scoată potențialul maxim dintr-un dintr copil și îl încarcă cumva foarte mult pe, ideea de fapt și pe imaginea mi-a venit în minte, dar și pe ideea uh, copilului perfect, bun la toate. Adică și cel care vine cu note foarte bune de la școală, dar în egală măsură face față tuturor activităților extracurriculare, încât săracul nu mai are timp pentru el, nu mai are timp pentru, nu știu, da. ceva ce să spunem că iar, iar uh, face lui plăcere. Da. Uh, deci ce facem cu acești părinți? Asta ar fi întrebarea. Uh, Având în vedere că această carte uh, scrisă de șefalița Bari, Cartea Familiei care Merită Mai mult, este o carte despre perând inconștient, aș zice, întrebarea e foarte bună că ne duce la părinți. Da? Și uh, atunci noi trebuie să ne, să ne uităm un pic de ce vrem noi să folosim potențialul maxim al copilului. Adică, care este, care este motivația noastră? De ce ne dorim noi ca un copil să fie ocupat de dimineață până seară Ne este teamă că are talente neexplorate, ne este teamă că e o teamă în spate, ori de câte ori, ori, de câte ori există o tensiune în, în noi de lucrurile trebuie să fie fix așa, da? Așa se numește tensiunea asta, lucrurile trebuie să stea așa copilul meu trebuie să facă asta și asta și asta. Deci când am lucrurile foarte și nici nu mă îndoiesc de convingerea mea, atunci trebuie să mă întreb de fapt, dar de ce am eu convingerea asta așa de puternică? Ce frică am în spate? Și de cele mai multe ori frica are legătură cu noi. Păi mi-e frică că nu o să aibă copilul meu un job bun. Dacă copilul meu nu, ai, nu are un job bun, ce spune asta despre mine, ca părinte? Ce fel de mamă am fost eu? Um îmi este frică că, uite, vecina, ia uite la vecina cum își duce copilul și la dansuri, și la notă, are face și limbă străină, și instrument, toate domeniile bifate acolo, e și bun la școală, vai de capul meu, ce se întâmplă cu mine? Eu rămân în urmă, da? Deci este, această, este această teamă de a nu rămâne în urmă. Și dacă rămân în urmă, ce? Merg mai departe. Păi dacă rămân în urmă, practic rămân singură da? dacă sau singur, deci trebuie să văd întotdeauna să iau o faie de hârtie sau să vorbesc la ora mea de terapie sau să vorbesc cu cineva, cu preotul, cu oricine, de ce mie-mi e frică și de ce vreau să mă încarc copilul meu la maxim? De ce țin atât de mult la rezultatele copilului meu? Astea ar fi întrebările pe care să ni le spunem și, în general, fricile sunt una din, din astea. Nu mai vorbesc că la noi în țară e foarte tare frica de, de insucces, pentru că venim, din, venim dintr-un trecut comunist, unde trebuia să fii foarte bun ca să prinzi un post bun. Da? Joburile pe vremea părinților noștri se dădeau de către stat, deci trebuia să să, ai un, să fii bun la învățătură ca să poți să ajungi la o facultate și după facultate să prinzi un post bun. Deci venim și cu încărcătura asta, cu trauma noastră națională din vremea comunistul, comunismului. Putem învăța, apropo de parentingul conștient și de această frumoasă relație părinte-copil, crezi că putem învăța de la copiii noștri ce este fericirea și să fim fericiți? Pentru că am sentimentul că noi ca părinți, din cauza acestor cutume sociale și norme și, iată, sistemul social până la urmă, noi suntem foarte încărcați de fapt da? și noi suntem niște produse, aș putea să le spun, ale societății. Copiii au, mă rog, până la o anumită vârstă, au un soi de inocență, un soi de puritate, un soi de Uh, știu să se bucure mai mult împreună, da. bineînțeles, cu alți copii, de ceea ce le oferă viața. Putem noi să învățăm ace împreună cu ei, bineînțeles, acest limbaj al fericirii? Uh, noi putem să învățăm dacă nu ne lăsăm copleșiți de aceste cutume despre care spuneai tu. Pentru că dacă avem aceste cutume și nu le scoatem din sertărașele noastre de prin creier, atunci ele devin cumva uh, lentila prin care noi privim viața, uh, privim partenerii de cuplu, privim prietenii, toate relațiile noastre și tot prin această lentilă privim și copiii noștri. Deci, dacă nu ne uităm un pic la noi și nu devenim conștienți de ce se întâmplă în noi, atunci uh, pericolul este ca noi să nu ne vedem copiii așa cum sunt și atunci nici să nu mai vedem cum să fim fericiți. Pentru că realitatea este, dacă noi avem ochii deschiși și avem de multe ori ochi, ochii deschiși, asta e, asta e partea bună, vedem cum un copil uh, mic, de exemplu, stă și se bucură de iarbă și de o buburuză care apare în iarbă și aia este fericirea. Și apoi noi ne întrebăm de ce avem program atât de aglomerat într-o zi și nu putem să stăm și noi 3 secunde să ne uităm la o buburuză și la trei fire de iarbă. Um, deci, noi avem posibilitatea, totul să avem uh, disponibilitate de timp, de atenție, de motivație ca să vrem să învățăm fericirea de la copiii noștri. Apoi, învățăm fericirea de la copiii noștri când îi vedem pe ei, um, da, acum mă duc un pic la vârstele mai mari, da, când îi vedem pe ei cum vorbesc unul cu celălalt uh, despre nimicuri. Despre pentru noi sunt nimicuri, dar pentru ei începe o o întreagă porție de râs. Și deși nu se întâmplă ceva spectaculos acolo, da, nu se creează London Bridge, nu se creează nimic spectaculos și mare, dar ei sunt foarte fericiți în momentele alea și râd despre nimic. Din punctul nostru de vedere, numai că ei se conectează. Deci este o întreagă conexiune acolo. Se, uh, se emană multă oxitocină, care este hormonul uh, conexiunii, care ne apropie unul de celălalt. Și putem să învățăm asta de la copiii noștri adolescenți, cum ei râd despre orice. Găsesc în TikTok-uri, de exemplu, motive de râs. Și asta putem să învățăm și noi. Pentru că nu tot timpul, cumva noi în România, cu trecutul nostru de pionieri, de pioniera, de șoim și așa mai departe, avem tendința să vrem să... Um, ca din fiecare moment să tragem câte o învățăm, învățătură, din fiecare clipă să producem ceva, să se nască ceva important. Pe când nu, nu este despre asta. Trebuie să se întâmple și productivitatea, că avem nevoie să ne simțim productivi, dar trebuie să se întâmple și nimicul, adică să nu fac ceva, ci doar să fiu, să mă bucur. Sau să fiu tristă, trist. Să-mi dau voie de exact să mă bucur sau să, să fiu trist și să trăiesc să trăiesc cu autenticitate fiecare uh, emoție, pentru că noi ca adulți, din păcate, revin la ceea ce ne-a învățat și ceea ce ne-a inoculat societatea, câteodată nu ne dăm voie nici măcar să ne exprimăm față de alte persoane tristețea și luăm o anumită mască, din păcate, sau la fel, uh, nu, la fel ne mascăm uh, bucuria și ne uităm la copii și ne gândim, măi, dar uh, Uite, multă hăhăială, s-a adunat un grup de 2-3 băieți, 2-2-3 fete, și râd într-una. Păi, ce subiect or avea de ori râde? Știi, da, exact cum ai spus, acolo vorbim de, de o anumită formă de conectare, care nu are neapărat în spate gravitatea, să zicem, sau solemnitatea unui anumit subiect. Mergem mai departe. Și aș vrea să te întreb: ce se ascunde cu adevărat în spatele reacțiilor noastre ca părinți? Care este, de fapt, esența uh, fricii noastre? Frica uh, ca, la un moment dat, să nu mai fim uh, iubiți ca părinți, să nu mai fim uh, acceptați, să fim respinși, mai ales, cum spuneai tu, la o anumită vârstă, când copilul trece de la pubertate la adolescență. Da, da, da. Da, îmi amintesc și eu când, când a apărut la primul meu copil, când a trecut în adolescență, că aveam senzația că îmi scapă pământul de sub picioare și că nu mai sunt importantă și nu mai contribui cu nimic. Uh, și da, se, uh, uh, ce este în spate este o frică foarte mare că, uh, că eu trebuie... Asta, asta a fost în cazul meu și în cazul foarte multor părinți. Absolut. Se întâmplă da? Îmi e frică că dacă eu nu contribui, da? deci dacă eu nu sunt necesară dezvoltării copilului meu, practic, eu nu, mai, nu, mai, nu o să mai fiu iubită de el, de copil. Și asta, dacă e să extrapolăm la toată viața noastră, practic, convingerea din spatea noastră este aceea că eu sunt o persoană iubibilă doar în cazul în care sunt necesară. Da? Deci, dacă tu ai nevoie de mine. Exact. Atunci eu sunt safe pentru că sigur o să mă iubești. Dacă nu mai ai nevoie de mine, ce se întâmplă cu mine? Eu cui mai, ce, ce mai fac? Eu nu știu decât să fiu necesară, decât să contribui. Și aici vine cumva provocarea noastră. O altă frică care apare când copiii noștri devin mari și se duc în altă parte este frica de a fi părăsită. Părăsită, părăsit. Da? Frica de, a, păi acum eu ce mai însemn? Ce mai însemn eu? Adică. Nu mai stai cu mine, de ce nu mai stai cu mine, de ce mă lași, cui mă lași, da? Sunt frici din astea de copii de la noi, în care, probabil, care ne arată despre noi faptul că, la un moment dat, am fost lăsați, am fost părăsiți, am simțit noi, am perceput că suntem părăsiți, că suntem abandonați, nu neapărat că am fost părăsiți sau abandonați, de multe ori chiar am fost, la bunici la grădinițe cu program săptămânal. Deci am fost, au fost foarte multe cazuri de genul acesta. Și atunci în momentul în care copilul nostru adolescent se duce către uh, prietenii lui și nu mai are nevoie de noi la, cu atâta intensitate. Nevoie are, dar cu, puțin, cu mult mai puțină intensitate și în momente cheie pe care ni le acordă el, atunci frica, practic frica noastră este că voi fi abandonată de copilul meu. Asta e frica. Și ce se întâmplă cu mine când sunt abandonată? Ce se întâmplă cu mine? În ce agonie mă scald? O să mor, nu o să mor. Deci fricile sunt foarte subconștiente. Și adânci. Și cumva mă gândesc că dacă noi ca părinți ne-am dedicat întreaga viață, așa cum spuneai tu puțin mai devreme, Creșterii, educației și dezvoltării copilului, și cumva ne-am uitat pe noi, ca ființe umane. Am uitat, probabil, nu știu, nu mai suntem conectați cu soțul, soția, partenerul de cuplu, sau poate nu mai suntem într-o relație și atunci ne este cumva greu să ne re aducem aminte, să ne reconectăm cu ceea ce eram noi, de fapt înainte de apariția uh, copilului, pentru că de la apariția copilului și până la uh, momentul exemplificat de tine, noi dăm sens cumva vieții noastre numai prin prisma relației pe care o avem cu uh, copilul. Și aș extinde uh, discuția noastră, mergând mai departe, la o altă provocare, să-i spunem, la o altă întrebare, ce înseamnă ca părinte să ai așteptări neîmplinite? De la copil? Da. Uh -huh. uh, da, uh, aș spune mai întâi că uh, știi când ai spus, Adineauri, că uh, practic sensul existenței noastre până uh, de, devin copiii noștri, după ce avem copii și până, la, până când ei ajung la perioada uh, de adolescență, uh, cumva m-am întristat, pentru că... Recunosc și eu treaba asta, că așa s-a întâmplat, și la un moment dat te simți foarte. Deci, o parte din tine se simte neglijată în momentul în care noi, sau poate chiar mai multe părți din noi se simt neglijate, da? În momentul în care noi ne-am dus cu toată ființa noastră în relația cu copilul să avem grijă de copil, să contribuim și neglijăm poate celelalte relații și ne neglijăm pe noi, multe părți din noi vor suferi. Aceste părți din noi care suferă sunt părțile alea care țipă când copilul nostru nu face ceva conform așteptărilor noastre. Pentru că, de fapt, și acum ajungem la așteptări. Eu, ca mamă, da, am așteptarea ca tu, copilul meu, să dormi 10 ore pe noapte, să mă asculți, să mergi la școală, să fii un copil empatic, să fii un copil motivat, să fii un copil cu încredere în tine. Toate așteptările astea de le avem noi toți de la copiii noștri. Ei, și când văd că una din, din, toate, din lista asta nu este îndeplinită, atunci, din cauza că eu m-am neglijat pe mine și mi-am lăsat părți din mine deoparte, da? atunci părțile astea se revoltă. Și stai puțin, păi eu mi-am pus toată energia psihică în relația cu tine, am investit și tu nu dormi, tu nu ai stimă de sine bună, tu ești antisocial. Cum se întâmplă așa ceva? Că eu mi-am pus toată energia acolo. Și atunci copilul poate că tocmai la asta, to, poate că tocmai la, la, dinamica asta noastră internă, la conflictul nostru intern reacționează și zice, știi ceva, eu nu dorm noaptea. Știi ceva, eu o să devin antisocial, știi ceva, eu nu o să fiu primul la matematică în clasă, ca să înțelegi și tu ceva, mamă sau tată. Da, cam, sunt, niște, cam, se, sunt niște semnale, de fapt, de revoltă pe care copilul uh, încearcă să ni le arate, să, să, să le exprime, uh, ca noi să înțelegem mai mult și zona aceasta, hai să-i spunem, sau să dăm mai multă importanță și uh, zonei vieții emoționale? Da, uh, asta exact, trebuie să avem grijă. Ei, ei ne dau semnalele astea uh, prin comportamente, pentru că de multe ori ei nu știu să verbalizeze, uite, am această nevoie de autonomie neîndeplinită. că tu mama eu zic de mama că eu sunt mamă, da? Tu mama nu prea mă lași în pace, tu îmi cer prea multe și atunci eu o să ți dau ție niște semnale ca tu să înțelegi ce se întâmplă cu mine. Și um, semnalele și atunci ei, ei se comportă într-un fel care pe noi ne îngrijorează. Nu dorm, nu sunt bun la matematică, nu am stimă de sine, mi se face frică când ies din casă, tot felul, da? Deci comportamente care, oh, eu zic, doamne, ce copil am, da? În momentul în care eu mă îngrijorez, copilul nostru subconștient speră ca eu să schimb ceva la mine. Ca eu să zic, dom'le, am un copil mai, nu știu, mai puțin sociabil, hai să văd. De ce mă deranjează că nu e așa de sociabil? Care e problema? Ce se întâmplă în interiorul meu? De ce mie mie e frică că am un copil mai puțin sociabil? Eu tot îmi vine să zic antisocial, pentru că adolescenții folosesc foarte mult termenul ăsta. Ăla e antisocial, aia e antisocială, ei îl folosesc între ei și tot îl aud toată ziua. <laughs> Și îmi vine să-l folosesc și eu. Da. Deci. Asta, dacă noi suntem atenți la ce ne comunică copiii și punem mai puțină presiune pe ei, ei sunt mai liberi în interiorul lor și vor lua decizii mai bune uh, pentru viața lor în momentul în care ei își vor lua deciziile. Dragii noștri, iată câteva. Am atins câteva subiecte destul de stringente în relația părinte-copil. Astăzi a fost alături de noi Otilia Mantelers, psiholog specialist în parenting și am vorbit despre câteva din miturile pe care le prezintă în această superbă carte Dr. Șefali Țabari, Cartea familiei care merită mai mult, cum să descoperim împreună bucuria de a trăi în prezent, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Herald. Îi mulțumim încă o dată Otilie Manteler sunt totdeauna receptivă și vine cu sfaturi foarte prețioase pentru, pentru, noi părinții. Vă mulțumim și noastră că ați fost alături de noi și ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru mi deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine!